Într-adevăr, după cum vedem, președintele Erdogan nu a reușit să-l înduplece pe Vladimir Putin ca Rusia să se întoarcă la acordul PCR ale ucrainene. Vladimir Putin, la conferința de presă care s-a încheiat acum o oră și jumătate, a fost foarte clar și a spus că Rusia ar putea să se întoarcă la acordul PCR ale doar dacă condițiile puse de Moscova vor fi îndeplinite. Și aici mă refer la scoaterea de sub sancțiunile occidentale a cererilor rusești, a produselor, îngrășămintelor chimice, și iar banca prin intermediul care se face plățile vânzării cererilor rusești pe piața externă să fie reconectată la sistemul de plată SWIFT. Până când aceste condiții nu vor putea fi îndeplinite, Rusia nu se va întoarce la acordul PCR, a spus clar și răspicat Vladimir Putin. Bun, Liviu, dar citez, găsirea unor culoare alternative pentru exporturile de cereale ale Ucrainei nu reprezintă o soluție reală de lungă durată, a spus Erdogan. De ce, dacă această soluție a fost convenită de SUA, UE, Ucraina și partenerii de regiune, de ce? Va asigura cumva Turcia securitatea acestui coridor? Nu, nu. Pur și simplu, Turcia era principala beneficiară ca procesare a acestor cereale din Ucraina. Turcia s-a lipsit de acest avantaj și de asta nu-i convine ca celelalte țări riverare la Marea Neagră să folosească alte coridoare de transport alternative. De aceea, astăzi, la înțelegerea între Putin și Erdogan, s-a ajuns la un acord ca cel puțin 1 milion de tone de cereale rusești să fie trimise în Turcia, ele să fie procesate acolo și după aceea să fie transportate mai departe către statele care au nevoie de aceste cereale.